Lucius Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Un șofer care era urmărit de poliție s-a izbit puternic cu mașina de un stâlp. Era și beat și drogat. Cel mai bogat fermier din județul Cluj a fost găsit mort în această dimineață. Era înghețat în fosa septică. S-a ajuns la o înțelegere între PSD și PNL, dar doar în privința creșterii pensiilor și a salariilor. Val de accidente pe șoselele din România. Un șofer care circula pe autostrada A1 s-a crezut pilot de curse și a călcat până la fund pedala de accelerație. A ajuns cu mașina în parapeți. Nevătămat a fugit de la locul accidentului. Nu la fel de norocoase au fost două femei aflate la volan. Una a rostogolit o mașină după ce nu a acordat prioritate, iar alta a intrat în plin într-o ambulanță cu toate semnalele acustice și luminoase pornite. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Ora 22, autostrada A1. Din cauza vitezei excesive cu care circula un șofer care mergea dinspre Pitești către București, a pierdut controlul volanului și a intrat în parapetul care desparte cele două sensuri de mers ale autostrăzii. În mașină se mai afla cu un prieten. În ciuda impactului devastator, cei doi bărbați au scăpat cu răni ușoare. Șoferul a fugit de la locul accidentului. La locul e venit decât persoana din dreapta, neîncarcerată, și nu a fost nevoie de acordarea de prim ajutor și nici de transport la spital. La fața locului au ajuns și rudele celor doi bărbați implicați în accident. Între acestea a pornit un scandal monstru. Polițiștii au reușit cu greu să-i calmeze. Traficul pe autostrada A1 a fost blocat aproximativ o oră. Tot în județul Argeș, pe drumul care leagă Piteștiul de Brașov, în municipiul Câmpul Lung, o șoferiță a provocat un grav accident de circulație. Femeia care circula cu viteză a ieșit fără să se asigure de pe un drum lateral în drumul național și a izbit violent o mașină care circula regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina lovită s-a rostogolit de câteva ori. Mai multe echipaje de intervenție au ajuns de urgență la fața locului. Doar o minune a făcut ca cei doi șoferi implicați în accident să scape cu viață. Ajuns la locul evenimentului, în urma accidentului dintre cele două autoturisme, au rezultat două victime. Un bărbat în vârstă de 33 de ani cu traumatisme toracice și cervicale, cea de-a doua victimă, o tânără în vârstă de 20 de ani. Cu atac de panică, a refuzat transportul la unitatea spitalicească. Pe numele șoferiței, poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În Brăila, o ambulanță care se îndrepta către un accident cu semnalele acustice și luminoase pornite a fost izbită de un alt autoturism. La volan se afla o femeie în vârstă de 24 de ani care a suferit răni grave în urma impactului. Un șofer care era urmărit de poliție s-a izbit puternic de un stâlp în capitală. Bărbatul era beat și drogat și încerca să fugă de oamenii legii care au vrut să-l oprească pentru un control de rutină. În urma impactului, vitrina unui magazin a fost distrusă, la fel și produsele din interior. Șoferul a scăpat ca prin urechile acului și n-a fost rănit. Puțin după ora 9 dimineața, un șofer din București s-a urcat la volan după ce a băut alcool și a consumat droguri. Un simplu control de rutină pe care polițiștii rutieri au vrut să-l facă s-a transformat într-o adevărată cursă. Inițial, polițiștii au vrut să-l oprească pe bărbat în această zonă, însă când a văzut că este filtru, bărbatul s-a speriat și a accelerat și mai tare. În doar câteva secunde, un echipaj a plecat în urmărirea lui. Cursa care pare scoasă din filme nu a durat foarte mult, pentru că după doar câțiva metri, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a lovit de acest stâlp. Apoi, mașina s-a izbit de vitrina magazinului pe care îl vedeți aici. Oamenii care se aflau înăuntru s-au speriat foarte tare, așa cum puteți vedea. Toate produsele care se aflau în partea din față au fost distruse, iar geamul a fost spart. Pe imagine surprinsă de un șofer amator se vede cum bolidul derapează în dreptul intersecției și după 30 de metri s-a oprit în stâlp. Bucăți din mașină au sărit peste tot, inclusiv în vitrinele magazinelor. Din fericire, nu traversa nimeni strada în acel moment și nici pe trotuar nu se afla cineva. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind de 0,99 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Totodată acesta a fost testat și cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de o substanță.
Bărbatul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală pentru prelevarea probelor biologice, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea sub influența alcoolului și altor substanțe interzise. Scade numărul de infectări zilnice, dar avem în continuare multe decese și cazuri grave de boală. Este situația dramatică din România, unde interesul pentru vaccinare este din nou tot mai mic. Care este bilanțul zilei de astăzi, aflați însă în câteva minute în jurnal. Moarte suspectă în cazul unui cunoscut fermier din Cluj-Napoca. Dan Țandea a murit la doar 52 de ani. Bărbatul era cunoscut pentru celebra brânză de năsal, pe care a reușit să o readucă pe piață. În această dimineață însă, trupul lui neînsuflețit a fost găsit înghețat într-o fostă septică. Colega mea, Bianca Baraboi, a urmărit acest subiect și vine cu mai multe informații. Bună seara, Bianca! Ce se știe deocamdată din anchetă? Bun găsit! Din primele informații se pare că Dan Țandea a fost găsit decedat la locuința sa din Apahida într-o fostă septică folosită pentru canalizare. Surse apropiate familiei spun că instalația ar fi fost una improvizată. Fermierul a intrat acolo ca să monteze o țeavă și se pare că nu a mai putut ieși. Cum temperaturile au fost foarte scăzute, acesta a înghețat peste noapte fiind blocat acolo. Poliția a fost anunțată în jurul orei 5 fără 10 dimineața cu privire la căderea unei persoane într-un canal de scurgere. În cauza morții lui Dan Țandea există însă suspiciuni mari, pentru care procurorul criminalist a dispus emiterea unei ordonanțe de efectuare a autopsiei medico-legale. Pentru acest motiv, trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca. Această metodă este singura care poate oferi răspunsuri clare la două întrebări. Dacă Dan Țandea a murit ca urmare a unui infart sau pur și simplu ar fi putut fi ucis și aruncat în fosta septică. Acum poliția face cercetări sub aspectul infracțiunii de uciderii din culpă. Vestea dispariției lui Dan Țandea a zdruncinat zootehnia și întreaga agricultură românească. El era cunoscut ca un crescător pasionat de vaci de lapte, dar și ca fermierul care a salvat brânza de năsal. De asemenea, în 2018, cooperativa condusă de el avea o cifră de afaceri de 5 milioane de euro. Atât de aici pentru moment. La revedere! Bianca, îți mulțumim foarte mult. Avem acum o informație de ultimă oră. Un incendiu devastator a cuprins o fabrică de mezeluri din județul Olt. Sunt degajări mari de fum, iar pentru lichidarea incendiului au fost trimise mai multe auto speciale cu apă și spumă atât de pe raza județului, cât și din județele vecine. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați în momentul acesta. Deocamdată n-au fost anunțate victime. Autoritățile încă încearcă să stabilească de unde au pornit flăcările și care este cauza, de fapt, acestui incendiu. Vom reveni cu mai multe informații în jurnalele următoare. Astăzi se împlinește un an de la incendiul de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, în urma căruia 15 persoane și-au pierdut viața. Este o anchetă complexă, spun procurorii. 10 persoane sunt urmărite penal în acest caz, printre care 6 foști manageri acuzați de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Alte 2 asistente sunt urmărite penal pentru că au lăsat nesupravegheată candela care a fost până la urmă sursa incendiului. Procurorii au deschis dosar penal și pe numele a 2 medici din cauză că nu au luat măsurile necesare pentru a asigura ventilația în saloanele ATI, iar unul ar fi falsificat o adresă privind îngrijirile acordate pacienților. PSD și PNL au ajuns la o înțelegere în ceea ce privește creșterea pensiilor și a salariilor. Va fi o majorare mai mare de 7% de asigurări, Florin Câțu. Mai rămân de făcut doar calcule cu privire la impactul bugetar al acestei măsuri. Negocierile sunt însă departe de a se fi încheiat. Regimul taxelor și secția specială sunt deocamdată subiecte pe care liberalii și socialdemocrații n-au găsit soluții de compromis. Negocierile între PSD și PNL vor continua și mâine. După mai multe zile de discuții intense, Câțu și Ciolac au ajuns totuși la o înțelegere asupra majorării pensiilor și a salariilor. După ce calculăm impactul, s-ar putea să revenim asupra acestor măsuri, dar de principiu sunt agreate mai multe acolo. Am agreat că vor crește și pensiile, vor crește și alocațiile. La pensii am discutat de o creștere mare de 7%, dar trebuie să vedem impactul cât ne putem permite. Avem 2-3 simulări, înseamnă că sunt
procente diferite. Vor fi multe majorări de la 1 ianuarie. Acordul între cele două formațiuni politice nu a fost însă obținut pentru alte teme majore. Dacă pe justiție PSD și PNL semnalizează că ar putea ajunge la o înțelegere în ceea ce privește desființarea secției speciale, se pare că taxa pe lux blochează negocierile. Este bizar să vorbim astăzi de măsurile pe care eu le-am contracarat în programul lui Dragnea. Și taxa de solidaritate și impozit pe venit global și mai multe acolo. M-am uitat acum, am revăzut programul acela, cam tot ce era acolo este în acest program. N-a vorbit nimeni de taxe noi, vorbim de o taxă modică pe care și-o pot permite anumite persoane să o plătească. Dacă ajungi să câștigi din venituri excepționale pe persoană fizică peste 1 milion de euro, vă dau un exemplu, e normal să există o taxă de solidaritate. Nici persoana premierului care va fi desemnată pentru formarea viitorului cabinet nu a fost bătută în cuie. Florin Câțu vrea să fie premier în continuare. Funcția este vizată însă și de Marcel Ciolacu. Este varianta prima prin rotație președinții celor două partide. Vom vedea și varianta agreată de către președinte. Am discutat, vom merge la domnul președinte cu câteva variante și apoi vom veni și vom anunța și cu. Numele ministrului apărării Nicolae Ciucă este vehiculat din nou în spațiul public drept soluția de compromis care ar împăca ambele tabere. Numărul cazurilor noi de COVID este în scădere acum, dar cu toate că avem mai puține infectări, numărul deceselor rămâne unul foarte mare, iar la terapie intensivă sunt peste 1700 de pacienți. Se înregistrează forme severe din cauza ratei mici de vaccinare, spun medicii. Dacă pe 26 octombrie 111.000 de români au mers să primească prima doză de vaccin, acum numărul a scăzut dramatic. În doar 24 de ore, doar puțin peste 23.000 de persoane s-au decis să facă doza întâi. La acest centru din capitală, cei mai mulți oameni au venit pentru doza a treia. Am avut și COVID și am zis să ne protejăm mai bine și cu a doza a treia de vaccin. Am venit și cu fetița și cu soțul. Soțul este tot la a treia doză și fetița la prima doză. Câți ani are fetița? 12 ani. De ce v-ați hotărât să o faceți și pe a treia? Pentru că așa este bine, să scăpăm de virus, zicem. Și pentru siguranța noastră și a familiei. Este un păcat că au murit oameni tineri și de pomană, chiar degeaba. Pentru alți români, motivația este diferită. Ce doză ați făcut? Pfizer-ul. Prima doză. Prima doză. De ce v-ați hotărât să vă vaccinați? Până că n-am putea să intrăm nicăieri. Ce să facem? Nu trebuie să facem și vaccinul? Altfel v-ați și vaccinat? Nu. Până acum, doar 39% dintre români s-au vaccinat cu cel puțin o doză. Procentul mic se reflectă numărul mare de decese. Puțin peste 3.000 de cazuri noi au fost raportate astăzi. Numărul deceselor rămâne însă în continuare ridicat, 233. Dintre oamenii care au murit, 213 erau nevaccinați. Prin comparație, în Germania, unde au fost înregistrate peste 40.000 de cazuri noi, numărul deceselor a fost de 228. În țările unde rata de vaccinare este scăzută, țări pe care le numim în curs de dezvoltare și unde ne-am fi dorit să nu fie și România, se confruntă cu această situație. Nu vorbim doar de numărul total de infecții, ne interesează faptul că sunt multe forme severe cu evoluție imprevizibilă, presiune mare la nivelul sectorului medical, oameni care ajung în terapie intensivă și, din păcate, și număr mare decese. Rudele pacienților vorbește despre alți factori care duc la situația dramatică în care ne aflăm. Asta se datorează și faptului că nu există medicamente în spitale, faptului că nu există anumite protocoale, da, eu vorbesc în cunoștință de cauză pentru că am avut pe cineva internat care a și decedat. Un sistem de sănătate mai bine pus la punct și un grad mai mare de vaccinare ar fi putut face diferența. Medicii fac în continuare apel la cei care nu s-au imunizat. Eu sper că se pot uita și la real life și la exemple din jurul lor, la vecinii de bloc, la colegii de job, de servicii. Și pot să vadă singur ce înseamnă cei care s-au vaccinat versus cei care nu s-au vaccinat și riscul la care se expun cei care nu au protecție. Mai puține cazuri severe am putea avea abia de la începutul lunii decembrie, spun medicii. Mii de oameni au ieșit astăzi în stradă la Suceava. Manifestanții au protestat față de generalizarea utilizării certificatului verde, pe care mulți îl văd drept un ultim pas spre vaccinarea obligatorie. Și-o strădătorii!
Oamenii cer ca proiectul care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de muncă să fie oprit, iar școlile să rămână deschise. Protestul a fost anunțat și autorităților. Aprobarea prevedea însă ca la eveniment să participe maximum 100 de oameni vaccinați sau trecuți prin boală, pentru că numărul protestatarilor a depășit 1000. Jandarmii suceveni au fost și ei prezenți și au încercat să mențină totuși ordinea acolo. Franța a intrat în valul 5 al pandemiei, o spune chiar ministrul francez al sănătății. În ultima săptămână, două zile consecutiv au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri noi. Toate acestea, în Franța, sunt mult mai puține decese decât în România. De asemenea, și numărul pacienților care au nevoie de terapie intensivă este mai mic decât la noi. Din nou, vaccinul este cel care a făcut diferența. De la nord la sud, francezii ocupă din nou cafenelele cu mesele întinse până pe trotuar. Chiar dacă numărul cazurilor de COVID crește de la o zi la alta, în spitale situația este ținută sub control. În 7 zile, la terapie intensivă au ajuns 372 de oameni. Asta și pentru că 69% dintre francezi sunt vaccinați. Imunizarea s-a făcut în hexagon etapizat. Prima dată, vaccinarea a fost făcută oamenilor de peste 65 de ani și vaccinarea celor între 18 și 30 de ani a început de fapt în luna iulie, la începutul lunii iulie. Știu că asta m-a afectat pe mine pentru că voiam să vin în România și nu aveam posibilitatea să-mi fac vaccinul înainte și ar fi trebuit să stau în carantină. Reguli diferite față de alte țări au avut francezii și în ceea ce privește dozele, povestește Vanda, o româncă stabilită de 4 ani în Franța. Cei care au trecut prin boală și au avut COVID-ul beneficiau doar o doză de vaccin și după o doză de vaccin, vaccinarea era completă. La o populație de 67 de milioane de oameni, numărul deceselor zilnice nu depășește 50 în Franța. Cei drept, nu toți s-au vaccinat doar din dorința de a fi sănătoși. Comme par exemple à l'hôpital, moi je travaille à l'hôpital et il y a des infirmiers qui sont pas vaccinés, des médecins qui ont été suspendus, donc voilà, ça m'en... Pentru că numărul de cazuri e în urcare, autoritățile franceze au anunțat noi măsuri pentru creșterea ratei de imunizare. Președintele Macron a anunțat că începând din decembrie, în cazul persoanelor de peste 65 de ani va fi nevoie de 3 doze de vaccin pentru ca certificatul verde să rămână valabil. Actuellement encore des patients qui ont des grosses séquelles de par le Covid, des séquelles qui restent à vie, hein, donc c'est aussi compliqué pour eux, un changement de vie total. Là ça commence à marcher un peu mieux, mais on a quand même des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, ils ont toujours peur. Après, il y a le vaccin, il y a le pass sanitaire qui est un petit peu obligatoire, mais il n'y a pas tout le monde qui veut le faire. Donc, c'est à voir. Mais je pense que la saison prochaine, ça va bien démarrer. Acum, autoritățile încearcă să convingă cât mai mulți oameni de peste 50 de ani să-și facă și doza 3 de vaccin. Decizia guvernului olandez de a reinstitui un lockdown parțial în întreaga țară a scos oameni în stradă. În Haga, protestele au devenit violente, manifestanții au aruncat cu pietre și petarde în forțele de ordine, iar reacția a fost pe măsură. Tunurile de apă au dispersat mulțimea furioasă. Ciocnirile dintre protestatari și polițiști au avut loc în fața Ministerului de Justiție, chiar în timp ce executivul anunța noile restricții. De astăzi, supermarketurile și restaurantele din întreaga țară se vor închide la ora 20, iar evenimentele sportive se vor desfășura fără public în următoarele 3 săptămâni. Deciziile au fost luate în contextul în care Olanda a înregistrat un record de 16.000 de noi cazuri de infectare doar în 24 de ore. Ploi masive însoțite de grindin au făcut ravagii în New York și în statele vecine. O casă a fost ruptă în două de un arbore doborât de vânt. Detalii despre bilanțul complet al dezastrului lăsat în urmă de natura dezlănțuită în câteva minute în jurnal.
O lume de poveste a luat naștere în inima Bucovinei la gura humorului. În urma unei investiții de 5 milioane de euro, autoritățile locale au construit un parc al hobiților. O fântână artiziană muzicală completează atmosfera de basma locului, iar odată cu sfârșitul pandemiei, localnicii speră că aici vor veni turiști din toate colțurile țării. Parcul Hobiților de la Gura Humorului este cel mai nou loc din cunoscuta stațiune turistică, unde copiii se pot distra cum nu au mai făcut-o până acum. Un castel și 5 căsuțe construite sub pământ transpun în realitate lumea fantastică a lui Tolkien. Cei mai neastâmpărați, să spunem, pot vizita văgăuna lui Gandalf. O vedem în spatele nostru. Acolo îl vor întâlni pe vrăjitor, care va încerca să facă tot felul de chestii, să-i vrăjească, să-i transforme în dovleci, știu eu, în artificii și în cel mai rău caz să ajungă în cazanul lui de fierturi. Acesta este interiorul rustic, este căsuța lui Frodo. Este pregătită pentru copilași să vină să se joace și rulează permanent un film educativ. Copiii să lase în ordine tot ce au găsit aici. Bună, copii. Să distreze în liniște. Eu sunt Locul de poveste a fost construit în Parcul Arineș, căutat de copii pentru zidurile de scaladă și pentru traseele de tiroliană. Locul are acum noi puncte de atracție, iar planurile nu se opresc aici. Copiii au fost extrem de încântați, s-au distrat, chiar la recepția de alaltă ieri a fost destul de plin parcul. Ne gândeam chiar de sărbători să organizăm aici orășelul copiilor, pe lângă personajele principale din film cu care pot face fotografii, să-l avem și pe moșul, de ce nu? Asta în funcție de restricțiile care vor fi. Partea investiției de 5 milioane de euro a fost și o fântână arteziană muzicală. Suntem în parcul fântânii, aici încercăm să-i obișnim pe oameni să calce iarba. Avem numai o singură pistă de biciclete, în rest o să-i îndemnăm pe toți să se bucure de gazon, să se bucure de muzică, să se bucure de sporturi acvatice, pentru că pe fântâna prin spate vor funcționa și bărcuțe. Un proiect super și pentru toate vârstele. Chiar și cei de vârsta a treia pot veni ca să relaxeze. Păi mi-a plăcut că a fost făcut ca un foarte realistic. Adică, da, e realitate și seamănă foarte bine ca în film. Și mi se pare că a făcut o treabă foarte bună. Da, este foarte frumos, este palpitant și îmi place pentru că au pus lumini și aruncă cu apă și este frumos. Lucrările de amenajare au durat 4 ani. Deschis deocamdată provizoriu, parcul va fi inaugurat oficial abia la primăvară. Apariție surpriză pe străzile capitalei. Mai mulți dinozauri au ieșit la plimbare prin centrul Bucureștiului spre atracția și amuzamentul copiilor care au vrut neapărat să-i vadă mai de aproape. Că e foarte... E un copilaș al nostru, ca să spunem așa. Mi-e frică, doamnă! Păi de ce, doamnă? Mi-e frică! Un dinozaur a făcut asta senzație pe străzile din capitală. Copiii au fost încântați, iar cei care s-au speriat puțin de dino au fost chiar adulții. În care ești dinozaurul tău preferat? Care din ăștia carnivori? Nu pot să-mi aleg deloc. După din să apare un fel de T-Rex mai mic. Dar tu știi toți dinozaurii? Știi pe toți? Da. Pe toți. Ia spune, tati, îți place? Da. Păi spune mai tare. Da. Ai vrea să ai și tu așa un dinozaur acasă? Da, au zis se mișcă. Se mișcă? Da. Ce îți place cel mai mult la el? Că e bun. Știu că... Vreau ce rapte îi trăiesc în tură. Un pic ciudat că trăiești așa singur pe haită. Îmi plac dinozauri. Este prima oară când vezi un dinozaur?
Da! Bucureștenii se pot întâlni oricând cu Dino pe străzi. El iese zilnic la plimbare. Când vrea să se odihnească, se întoarce la casa lui, la Dino Park. Acolo merg zilnic zeci de copii pasionați de animalele preistorice. Avem chiar copilași de 2-3 ani care vin și ne spun cum se numește fiecare dinozaur și noi suntem foarte umiți de acest lucru. Abia vorbesc și totuși știu cum se numesc dinozaurii respectivi. Avem foarte mulți clienți care sunt fideli, vin în fiecare zi. Avem și clienți noi, ca să le spunem așa, care vin o dată, de două ori, de trei ori, dar per zi vin foarte mulți copii și chiar nu să stai să-i numeri destul de greu. Cei care vor să meargă la Dino Park și să vadă acolo peste 60 de exemplare de dinozauri trebuie să plătească un bilet care costă 25 de lei. Considerat paradisul de smarald al Bihorului, lacul Vida atrage anual zeci de mii de vizitatori. Aflate la 40 de kilometri de Oradea, acele 6 hectare de luciu de apă impresionează prin culorile care se schimbă în fiecare anotimp. Spectaculos și unic în România este faptul că lacul artificial are în centrul său un deversor al cărui aspect de vârtej îl face unul dintre cele mai instagramabile destinații. Un adevărat paradis în inima munților, pădurea Craiului, lacul Vida are o lungime de circa 2 km. Este înconjurat de o pădure bogată de fac și brad care, în această perioadă, oferă o priveliște de poveste. Și această pâlnie și culoarea apei se schimbă culoarea de anotimp. Depinde de anotimp. Într-o primăvară are altă nuanță, toamna altfel. Iarna iar îngheață peste tot. Zilele acestea, culoarea verzuie a apei și galbenul pădurii formează imagini contrastante, care atrag ca un magnet pe iubitorii de fotografii spectaculoase. Eu vin de 2-3 ori pe săptămână, fiind în apropiere. Vin, fac poze în perioada asta, selfie, postez pe rețelele de socializare, să vadă lumea frumusețile care ne înconjoară. Iar vara, chiar zilnic. Impulsionează notorietatea rapidă dobândită pe rețelele sociale, localnicii au creat o pagină de Facebook și o asociație de promovare a turismului. Ușor, ușor am ajuns ca numărul celor care vizitau lacul Vida să depășească sute de turiști săptămânal, ajungându-se ca vârful numărului de vizitatori la lacul Vida să fie de peste 4.000 de turiști într-o lună. În zonă s-au ridicat și câteva pensiuni. Niciuna nu duce lipsă de vizitatori. Îi așteptăm cu sufletele pline de iubire, cu mâncare tradițională, cum făceau bunicii noștri acum 100 de ani. Pe lângă traseele montane, ce pot fi cu ușurință străbătute la pas, în apropierea lacului au fost descoperite recent și câteva peșteri. În zonă există numeroase formațiuni carstice, una dintre ele este peștera Izbucul Topliței, cea aflată în spatele meu. Aceasta este explorată în momentul de față de către speologi și ar putea fi deschisă în viitorul apropiat și pentru publicul larg. De curând, autoritățile locale au depus un proiect pentru a construi în zonă o stație de încărcare pentru mașinile electrice. Cultura, religia și tradițiile românești merg mai departe la mii de kilometri distanță de casă. În orașul Leeds, din Marea Britanie, câțiva voluntari și preotul paroh au creat o a doua familie pentru copiii românilor stabiliți în regat. Acolo ei învață să scrie și să vorbească în limba maternă, dar mai ales să simtă românește. I-am surprins pentru câteva minute pregătindu-se Ziua Națională a României. Duminică de duminică de aproape 6 ani, câțiva voluntari predau la școala parohială din Leeds. Elevi sunt copiii românilor care trăiesc în diaspora, iar activitățile desfășurate în cadrul acestei instituții au un caracter interdisciplinar. Încercăm pe cât ne este cu putință să familiarizăm publicul român ce trăiește în diaspora, în străinătate, cu noțiuni legate de educație, cultură, spiritualitate creștină, tradiție și folclor specifice țării noastre din care provenim. Cursurile sunt organizate în clădirea de lângă biserică. Începem cu un pic de literatura română, un pic de obiceiuri, niște cântecele, rugăciuni. Sare,
dulce și frumoasă, mie îmi par cea mai aleasă, cel albastru care al tău, nu găsesc pe nume eu. 55 de copii cu vârste între 5 și 14 ani sunt înscriși la lecțiile gratuite. Facem lucruri care nu avem ocazia să facem aici în Anglia. Ca o altă duminică am făcut feste în poporul român și cu lucrurile tradiționale române. Mă rog și când și după facem școală românească. În fiecare duminică venim la biserică să ne rugăm, să fim aproape de Dumnezeu, să arătăm, să învățăm copiii cultura, să transmitem și noi toate obiceiurile care sunt aduse din țară și ca să nu uite copiii de unde am venit noi. Școala românească Macarios este un proiect al Fundației Parohiei Ortodoxe Române din Leeds. Ne-am gândit că ar trebui să venim în întâmpinarea copiilor noștri, să punem într-un cadru destul de organizat, după o anumită programă, astfel încât pe lângă învățătura din punct de vedere spirituală, pe care vrem să o lăsăm moștenire lor, să transmitem mai departe atât limba, cât și cultura, cât și tradițiile noastre. 10 ani activitatea comunității a fost desfășurată la Muffield, după care începând cu anul 2016 am reușit și am achiziționat această bijuterie, această clădire, biserică, un patrimoniu național, înscris în patrimoniul național în Marea Britanie. Biserica românească din Leeds este a doua ca mărime din Marea Britanie. Glenn De Vries a murit într-un accident aviatic. În vârstă de 49 de ani, miliardarul american devenise celebru în întreaga lume luna trecută după ce a zburat în spațiu. Acum se afla la bordul unui mic aparat de zbor unde lua lecții de pilotaj. Din motive încă necunoscute, aeronava s-a prăbușit deasupra New Jersey-ului. Atât el cât și instructorul au decedat în momentul impactului. Pe 13 octombrie, Glenn De Vries zbura în spațiu cu o rachetă a companiei Blue Origin și devenea astfel unul dintre primii turiști spațiali. Biolog molecular de profesie, americanul a făcut uriașă avere după ce a dezvoltat cea mai mare platformă de cercetări clinice din întreaga lume. O furtună de proporții a lovit coasta de est a Americii. Ploile abundente însoțite de rafale de vânt puternice au adus dezastrul în New York, New Jersey și Connecticut. O casă a fost ruptă în două după ce un copac s-a prăbușit peste ea. Ploi masive însoțite de grindină s-au bătut asupra mai multor zone din sud-estul statului New York. Copacii smulși din rădăcină au avariat zeci de mașini și de case din orașul Levittown. O locuință a fost secționată de un arbore doborât de furtună. I couldn't believe it. It's a huge tree and the amount of damage it did, like you could see, it's off the slab. It's crazy. Like this house has to be completely taken down and started over. Mii de locuitori din Long Island au rămas fără electricitate. Oamenii au apelat la generatoare, însă greul abia începe. Se tem că vor îngheța de frig în case dacă problema nu se va remedia rapid. I tried to take the dog for a walk, but there's so much debris in the sidewalk and street. We can't even do that. And we'll just light a fire tonight and, you know, just kind of camp out. It'll be cold, yeah. Două tornade s-au abătut și asupra părții de sud Connecticut. Rafalele de vânt au depășit 130 de kilometri pe oră. And all of a sudden we just hear a growl of wind and then it just started picking up and we looked out of the patio and all of a sudden all the patio furniture starts lifting and flying off the patio and trees started going down. It was like a freight train. Vreme extremă a fost și New Jersey. A plouat cu grindină în mai multe zone din nord-estul statului, iar meteorologii au emis o avertizare de furtună puternică. Pandemia are efecte secundare neașteptate în societatea americană. Numărul mare de infectări și decese în rândul actorilor de vârsta a treia a dus la o adevărată criză de Moș Crăciun. Fenomenul este acutizat de cererea uriașă existentă în prezent, în condițiile în care petrecerile de Crăciun au fost anulate anul trecut.
We're hiring. We need great Santas. Got real beards and a real jolly. Așa sună anunțul făcut de directorul unei companii care închiriază moș Crăciun la diverse evenimente sau petreceri de familie. Cererea a crescut cu 120%. Numărul celor potriviți să joace rolul iubitului personaj este însă mai mic ca niciodată. We're struggling to find holiday entertainers of all types. There are more people who want Santa at their event than ever before. We have about 10% fewer Santas due to COVID-related issues mainly. So we're actually paying our Santas more to see if we can fill those seats. Salariile mai mari nu sunt însă mereu soluția. COVID-ul a lovit în forță persoanele de vârsta a treia. Chiar și cei care au trecut cu bine peste perioada dificilă se tem să meargă la petreceri cu mulți participanți. Edward interpretează rolul moșului de 5 decenii. If it wouldn't have been for the kids, I wouldn't have been doing this now. But I love to see the kids and they come back every year. This Santa is taken care of with both shots and a booster. I can't take the chance on being sick before Christmas Eve. Și organizatorii de evenimente au trebuit să se adapteze măsurilor sanitare stricte care vor marca și anul acesta nașterea Domnului. COVID definitely has complicated things. We did everything outside last year. Built this fence so that people were 6 feet away from Santa. People love Santa. They love Lipsa de strălucire a Crăciunului din acest an va fi sporită și de penuria de brazi. Incendiile de vegetație masive care au făcut ravagii vara aceasta în Statele Unite au făcut ca numărul pomilor de Crăciun naturali să fie extrem de mic, iar prețurile să explodeze. Breșă de securitate fără precedent în Statele Unite ale Americii. Hackerii au spart serverele FBI. Cum a ieșit totul la iveală, aflați însă după scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. Rămâneți cu noi! Decizie fără precedent a guvernului austriac. Executivul de la Viena a decis plasarea în carantină tuturor persoanelor nevaccinate. Este vorba de aproape 2 milioane de oameni. Während die Inzidenz für geimpfte Menschen glücklicherweise rückläufig ist, steigt sie bei den ungeimpften weiterhin exponentiell an. Derzeit liegt die Inzidenz bei den ungeimpften in der Altersgruppe von 18 bis 59-Jährigen bei über 1700. Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann. Denn wir werden in all unseren Kontrollmaßnahmen, die wir polizeilich durchzuführen haben, potrivit noilor măsuri, persoanele nevaccinate vor mai putea ieși din casă doar pentru anumite activități considerate vitale. Printre acestea, mersul la cumpărături, la serviciu, la școală sau la medic. Deocamdată, interdicțiile sunt în vigoare pentru o perioadă de 10 zile. În prezent, peste 65% din populația Austriei este vaccinată. Cifra, considerată rușinoasă de șeful statului, este însă de aproape 2 ori mai mare decât cea înregistrată în România. Breșă de securitate fără precedent în Statele Unite ale Americii. Hackerii au spart serverele FBI. Incidentul a ieșit la iveală după ce zeci de mii de e-mail-uri au fost trimise de pe conturile agenției de securitate. Chiar infractorii erau cei care avertizau cu privire la un iminent atac cibernetic de proporții. Chiar dacă echipamentul afectat a fost rapid scos din uz, reprezentanții FBI declară că situația este încă în desfășurare. Din primele informații, Biroul Federal de Investigații ar fi doar victimă colaterală în războiul dintre două grupări de hackeri. Trecem acum la sport. De la sport trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Marina Nițoi, este alături de mine în studio și ne dă mai multe informații. Bună seara, Marina! Întâi de toate, cum o să fie vremea așa, la început de săptămână? Bună seara, Marius! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mâine așteptăm vreme plăcută și din când în când apare și soarele, mai puțin în sudul și în estul țării. În continuare să vă împarte de o zi mohorâtă în aceste zone. De asemenea, nici capitala, să știi că nu scapă de nori. Mâine se anunță cam norat toată ziua. E posibil
posibil chiar să vină și 2-3 strop de ploaie, iar temperatura maximă urcă până la 10 grade. Iar în acest moment, să știți că avem în vigoare un cod galben de ceață. Este valabil pentru județele Cluj și Mureș. Expiră la ora 23 și asta înseamnă că vizibilitatea va fi scăzută, local sub 200 de metri, iar în unele locuri sub 50 de metri. Și există și riscul să se formeze polei, deci mare atenție dacă porniți la drum în această seară în aceste județe, să conduceți cu grijă pentru că, iată, vizibilitatea e scăzută. Prietenii, colegii Așa. Tăi de la ANM, ok, nu-mi spui de Crăciun, dar măcar în iarna aceasta avem zăpadă, mergem la munte, la schi, e adevărat, dacă ne vor lăsa restricțiile date de pandemie. Marius, să știi că în acest moment avem zăpadă undeva în lumea asta. Să știi că ninge în România, nordul în Europei. În România e posibil să avem, însă e mult prea devreme să vorbim despre zăpadă acum, dar cu siguranță la altitudini mari va fi zăpadă, chiar dacă ne uităm și pe camerele pe care le găsim și la Sinaia, la cotă, vedem că există așa mici porțiuni cu zăpadă. Tu ești cumva ca vremea imprevizibilă, te întreabă bun ceva, vedem dacă o să fie sau nu o să fie. Datele Bine. Nu sunt atât de concrete în acest moment, nu pot să-ți spun sigur dacă vom avea zăpadă de Crăciun, dar ce pot să spun în mod cert este că undeva în țară vom avea zăpadă, probabil la altitudini mari. Să vedem totuși care sunt informațiile. Să vedem acum mai multe detalii. Ce se întâmplă mâine cu vremea, dar și în București. Săptămâna începe cu vreme închisă, dar nu peste tot. Doar în sudul și în estul țării nebulozitatea va persista pe parcursul zilei și sunt șanse mari să burnițeze. În celelalte zone predomină vremea frumoasă. Cerul se anunță senin și doar dimineața pe suprafețe mici apare ceața. Vântul va sufla slab și moderat, dar pe litoral și prin sudul Banatului va fi mai nervos. Temperaturile maxime pornesc de la 6 grade și se opresc pe la 13. Iată, la Sibiu mâine vor fi 10 grade. În București acum. În această noapte vor persista norii de nivel jos și trecător așteptăm burniță. Temperatura minimă va fi de 5 grade. Ziua de mâine se anunță mohorâtă cu vânt moderat și o maximă de 10 grade. Nici marți nu scăpăm de vremea închisă, iar la amiază termometrele vor arăta 9 grade. Iar miercuri, mai mult dimineață va fi înnorat, apoi se va însenina și ne vom bucura de 10 grade. Cam atât deocamdată, dar vin cu mai multe detalii despre vreme după știrile din sport aduse de colega mea, Anca Serea. Ne revedem atunci, vă aștept! Marina, îți mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. În continuare, cele mai interesante știri din lumea vedetelor se descoperă în ediția Best of Flash Monden. Mâine dimineață, săptămâna începe cu bine alături de Focus la prima oră. Să aveți o seară, o noapte și o săptămână așa cum vă doriți, bineînțeles.